Zeci de protestatari au pătruns duminică seară într-una din clădirile Ministerului Justiției situate în apropiere de Piața Independenței din centrul capitalei ucrainiene, după cum anunță oficialitățile ucrainiene. Mișcarea de protest din Ucraina, începută la Kiev, s-a extins în ultimele zile, 14 din cele 25 de administrații regionale fiind blocate de manifestanți. Aceștia au blocat sedii ale instituțiilor publice în care se aflau guvernatori în 4 orașe din Ucraina și au ocupat administrațiile regionale în alte 10 localități. Protestatarii au reacționat deseori cu violență la acțiunile forțelor de ordine însărcinate cu protecția acestor instituții. Deși aceste acțiuni de protest au loc în special în vestul Ucrainei, unde naționaliștii care susțin orientarea pro-europeană sunt foarte activi, blocarea principalelor instituții publice a avut loc și în alte regiuni ale țării. S-au înregistrat violențe și persoane rănite. Cum comentează șeful administrației publice județene situația din Ucraina, aflăm chiar de la el. Sunt oameni care sunt în spital, care au o situație medicală mai complicată. În momentul care s-am informații mai multe, vi le comunic. Am vorbit cu oameni care erau importanți în regiunea Cernovți și sunt în continuare importanți. Deci în acest moment, proiectele care sunt în derulare nu au sincope majore pentru că ele s-au derulat și evident își urmează cursul, însă atunci când discutăm de elemente pe termen mediu și lung, nu pot să vă spun în de față ce o să facem. Sigur că e un lucru dificil ce se întâmplă acolo, administrația cel puțin vineri nu a funcționat, dar e o chestiune care face parte din politica internă a unui stat vecin, a Ucrainei, pe care nu pot să o comentez mai mult și nici nu pot să dau sfatul în sensul ăsta. Aveam prevăzut o întâlnire pe regiunea Prutul de Sus, care, din păcate, nici anul trecut n-am putut să o ținem, pentru că, prin decizia rotativă, conducerea aparținea Moldovei, într-unul din raioane, și nu s-a întâmplat din astfel de motive, însă, în continuare, suntem preocupați, pentru că trebuia să o avem undeva în martie, pentru că din această structură face parte și Ivano-Frankivsk, nu doar Cernuțiul. Deci acest risc nu-l cunosc. Dacă există, va trebui să fie comunicat de către mai. Păi, avem, după cum știți bine, și turismul de siguranță în zona Bucovinei, care este în perioada de implementare. Ca să spun, un noroc, sau dacă vreți o parte bună, este că toate documentele au fost deja semnate, sunt în derulare. Iar beneficiarul fiind și autoritatea din Cernăuți, sigur că ceea ce înseamnă lucrări pe timp de vară, pentru că acolo avem în vedere și marcare de trasee rutiere, mai e suficient timp pentru a clarifica situația din Ucraina la momentul actual. Așteptăm, pentru a duce mai departe buna colaborare, o clarificare a situației din Ucraina. Dar aceste proiecte sunt în derulare și mai departe. Am vorbit și eu în Cernăuți, am luat puncte de vedere de acolo, oameni care sunt în administrația publică la nivel regional și sigur că suntem și noi preocupați de situația de acolo, dar se pare că lucrurile s-au mai calmat de vineri până acum. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care se deplasează pe teritoriul Ucrainei să evite prezența în zonele în care se desfășoară manifestații. Având în vedere recentele evenimente violente din centrul Kievului, soldate cu victime, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să nu participe la aceste acțiuni, în caz contrar, riscând să fie pedepsiți în conformitate cu noua legislație în vigoare de la 22 ianuarie 2014. Atenționarea este valabilă îndeoseb pentru zonele centrale ale orașului Kiev, dar și pentru alte localități în care se pot declanșa manifestații asemănătoare.